45 de sancțiuni contravenționale în valoare de 19.000 de lei au fost aplicate de polițiști într-un interval de 3 ore în cadrul unei acțiuni de tip razie. Oamenii legii au acționat cu forțe mărite în orașul Ogna Sibiului și în comunele Șura Mică, Păuca și Loamneș. Scopul a fost creșterea gradului de ordine și siguranță publică, dar și pentru continuarea cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de furt calificat, o persoană fiind reținută. Pe parcursul activităților au fost legitimate 125 de persoane, au fost controlate 93 de autovehicule, 9 societăți comerciale și au fost desfășurate activități specifice pe linie de poliție rutieră, investigații criminale, investigarea criminalității economice, dar și pe linie de arme explozivi și substanțe periculoase. 50 de conducători auto au fost testați cu privire la consumul de băuturi alcoolice și substanțe psihoactive, în cazul unui conducător fiind înregistrată o valoare de 0,32 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 19.000 de lei, au retras 3 certificate de înmatriculare și au reținut 2 permise de conducere.